în fotbal suntem obligați să învățăm să trecem peste frustrări. Viața e plină de frustrări. Cei care sunt în fotbal sau în sport și sunt în competiții, pierd. Și pierd foarte mult. Chiar dacă sunt câștigători și sunt prezentați ca și învingători, ca să ajungă acolo, pierd foarte mult. Și chestia asta te ajută să înveți să treci peste frustrări. Nu treci peste frustrări, ești în colaps. Crezi în eșec? Adică îți place eșecul în măsura... Îl urăsc, cum să-mi placă, îl urăsc. Măsura în care te ajută să nu contează, îl urăsc, dar îmi dau seama că toate situațiile astea m-au ajutat să fiu mai puternic. M-au adus în poziția de a nu-mi păsa de nimic, de a vorbi liber, de a spune tot ceea ce vreau, de a lua deciziile pe care le vreau legate de viața mea. Nu trebuie să dau nimănui socoteală. Am trecut printr-o perioadă complexă și pot spune că în momentul de față nu mai am presiunea pe care eu o aveam înainte de a ajunge să câștig. Aici când am venit și am jucat la Rapid și am jucat acea finală de cupă contra lui Național și am câștigat, a fost primul meu trofeu. Deja mi-am spus, am făcut ceva în fotbal. Nu o să trec prin fotbal fără să las o urmă. Ei, după aia a urmat al doilea, urma am jucat 11 finale de cupă până acum, Champions League, cupă, Cupa Ligii, am câștigat 7, am pierdut 4, am câștigat 2 campionate, am câștigat un Champions League în Asia, am participat la o cupă mondială a cluburilor. Câți antrenori din România au avut posibilitatea asta? Par mulțumit de cariera ta. Pari, între ghilimele, evident. M-a ajutat să scap de acea presiune, de acea povară, că era o povară. De acum e doar această dorință și spirit de a câștiga. Urăsc să pierd și nu sunt om 2, 3 zile, 4 zile. Când câștig, mă simt ușurat. Nu mă manifest, nu mă vezi că stau și dansez pe nu știu unde sau... Dar am... Cea mai mare plăcere este să mă scol a doua zi, după 3-4 ore, 2 ore de somn, dar simt că oricât de obosit sunt, pot să mut munții din loc. Ai energie. Aia e senzația pe care o ai după, pe care o am. Adrenalină. O în schimb, după o înfrângere, carnea mă doare. Mi-e rușine să ies din casă, mi-e rușine să vorbesc cu cineva, nu mă izolez total, nu vreau să aud de nimeni, de nimic. Pur și simplu mi-e rușine și simt că am trădat încrederea oamenilor.